Este ora 15, doamnelor, domnilor, începe Regiunea în Obiectiv la Televiziunea Română. Sunt Ovidiu Damian și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Sunt 30 de ani de la adoptarea Convenției Drepturilor Copiilor de către Organizația Națiunilor Unite și în același timp vorbim și despre lansarea proiectului Consent, un proiect interesant pe fonduri norvegiene. Discutăm chiar acum, practic sunt două evenimente, dar care se potențează reciproc. În platoul meu se află invitați experți în acest domeniu, doamna profesor universitar dr. Maria Roth, expert în protecția copilului, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, ne va ajuta să dezbatem această temă și Viorela Telegdi-Cetri, expert în cadrul proiectului Consent. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți astăzi cu noi. Bună ziua, bine ați venit. Bine ați revenit, doamna profesor. Mulțumim foarte mult pentru invitație. E cumva un proiect sau un moment de bilanț în care ne uităm la maniera în care se și aplică niște deziderate trasate de ONU în acest context? Putem vorbi despre asta? Da, ați spus punctul pe ei. Scopul acestei întâlniri de săptămâna viitoare este tocmai aceea de a încerca să facem un mic bilanț ce înseamnă Convenția pentru Drepturile Copilului astăzi, la 30 de ani de la adoptarea ei în 1989 de către Organizația Națiunilor Unite. În 1990 sau începând din 1990 eram toți foarte entuziasmați că urmează să adoptăm Convenția, că devine o lege națională și speram noi atunci că începând din anul 1990, de la adoptarea Convenției, problemele din protecția copilului se vor reglementa. Uitându-vă acum, cu ochii de acum, la acea situație de atunci, aveți cumva impresia, cel puțin eu asta înțeleg printre vorbele dumneavoastră, aveți cumva impresia că ați fost prea optimiști? Pot să afirm cu siguranță că am fost optimiști. Am fost foarte optimiști, foarte entuziaști. Am fost mai mulți în domeniul protecției copilului care am depus mari eforturi ca nu doar convenția să afirme principiile respectării demnității copilului, ci ca legislația țării, legislația de protecție a copilului să reglementeze cât mai exact, cât mai adecvat situația copiilor, să se evite instituționalizarea copilului, să se evite violența împotriva copilului, să se asigure drepturile copilului în școală, în sănătate, fiindcă toate aceste lucruri le acoperă convenția. Deci asta speram. Noi, care suntem în domeniul protecției copilului, urmărim lucrurile și ne bucurăm de foarte multe rezultate, de foarte multe servicii noi, de toate schimbările din sistemul de protecție a copilului, dar niciodată nu suntem mulțumiți sau total mulțumiți. Dar asta nu e un moft, nu e doar așa o găselniță. Nu încercați să căutați IBE unui sistem de altfel, excelent, perfect, nu e așa? Iar dumneavoastră, cu o privire rece de universitar, de om care găsește nod în papură, nu cred că e vorba despre asta. Sunt probleme reale, asta e cât se poate de clar. Sunt mulți care caută nod în papură. Noi nu suntem printre cei care căutăm nod în papură. Noi vrem date care să ne convingă că lucrurile merg bine. Și căutând aceste date, nu le găsim întocmai. Da? Acum, sigur, suntem și cetățeni ai acestei țări, urmărim presa și vedem zi de zi cazuri, situații de violență împotriva copilului. De încălcare generală a drepturilor copiilor pe toate palierele pe care dumneavoastră le-ați numit puțin mai devreme, acces la educație, acces la sănătate, acces la protecție, nu? Începând cu faptul că sărăcia copiilor în România este pe locul întâi în Uniunea Europeană, da? Deci sărăcia la copii e mai mare decât sărăcia în populație raportat la Uniunea Europeană. Deci sunt o mulțime de lucruri, o mulțime de date și cele legate de sănătate, de mortalitatea infantilă, care încă este mare în România, de rata scăzută a vaccinării și așa mai departe. Deci sunt foarte multe domenii unde datele nu ne lasă să fim optimiști. Adică ne lasă să fim optimiști, dar ne împiedică să considerăm că totul s-a rezolvat. Dar ce ne interesează acum pe noi e mai puțin sănătatea și educația și mai mult ce se întâmplă în domeniul protecției copiilor împotriva violenței, împotriva pedepselor fizice, împotriva neglijării, împotriva abandonului.
în domeniul traficului de persoane, traficului de copii, în speță și exploatării prin muncă. Deci acestea sunt domeniile pe care am vrea noi să le abordăm și să le abordăm în conformitate cu principiile care au fost enunțate și pe care toată lumea le acceptă. Vreau să vă întreb, doamna profesor, am o informație și aș vrea să o confrunt cu dumneavoastră, pentru că sunteți, cum le spuneam telespectatorilor noștri puțin mai devreme, expert în acest domeniu. Cineva din Statele Unite spunea, am impresia că pe toate aceste dimensiuni pe care dumneavoastră le-ați numit puțin mai devreme ale protecției copilului, România stătea mai bine înainte de intrarea în Uniunea Europeană. V-ați văzut cumva cu saci în căruță? Indicatorii au scăzut. Credeți în această teză sau e puțin diferită? O văd și pe Viorela cumva. Aș putea răspunde. La indicatori stăm foarte bine, la evaluările externe. Pentru că... Și real? Real nu, pentru că evaluările se fac pe hârtie. Legislativ stăm foarte bine. Tocmai de asta în proiectul Consens avem o comparație între Norvegia și România, pentru că ambele țări cam legislativ suntem acolo. România chiar în anumite lucruri mai bine, adică mai spre protecția copilului, însă realitatea practicilor o cunoaștem cu toții. Adică stăm bine pe hârtie? Da, legislativ. Avem lege puse, însă nu le aplicăm. Nu cred că e o surpriză, adică nu aplicăm lege în mai multe alte domenii decât în protecția copilor. Și nu le aplicăm pentru că ce? Pentru că mare parte chiar nu le cunoaștem, adică câți părinți sunt conștienți că nu au dreptul în România să-și lovească propriul copil. Spun că este un mob norvegian. Pornind de la scandalul din Norvegia de acum câțiva ani, în care se spunea norvegenii sunt nebuni, adică intră peste tine, îți iau copilul, vine protecția copilului și pentru poți să extragi copil. Ce exact să vedeți? Legea în România, identică? Legea e identică, avem și această obligație de a raporta o violență, adică în Norvegia așa am și început acel scandal, școala a raportat și la noi este pe hârtie aceeași obligație. Însă nu o cunoaștem, nu o folosim. Deci necunoașterea legii nu te scotește. Absolut. În continuare, evaluările se fac pe hârtie, nu în realitate. Ceea ce putem să spunem că încet, încet și evaluările internaționale încet să surprindă și realități. Însă eu, doamna Roth spune că vedem în fiecare zi aceste cazuri care apar în presă. Eu cred că e o fereastră de oportunitate. Cazurile pe zi cu se întâmplau și înainte. Însă oamenii nu vorbeau pentru că nu erau interesați. Presa, știți bine, răspunde la cerere. Dacă presa scoate aceste scaze la lumină, înseamnă că oamenii sunt pregătiți să audă că copiii au drepturi. Asta este poziția mea. Asta este partea pozitivă. Și ca să-i răspundem la întrebarea domnului Ovidiu, înainte de 2007, deci înainte de aderare, în 2004, s-a adoptat legea copilului, lege care în bună parte a rămas până astăzi cu câteva modificări. E bună? E o lege de care spunea și Viorela că este o lege care în 2004 răspundea cerințelor internaționale. Deci era adecvată în sensul că interzicea pedepsele fizice. Deci România este una din astăzi cele multe 40-50 de țări care au adoptat că e interzic pedeapsa fizică de orice fel. Da? Și nu doar pedeapsa gravă o interzic, nu doar abuzurile care aduc copilul în spital, sunt interzise și orice fel de pedepse fizice. Problema este că în o bună vreme legislația românească nu sancționa pe cei care aplicau totuși Deci nu avem mecanismele de pedeapsă în cazul în care... Și, la asemenea, nu aveam acele mecanisme prin care cadrele didactice sau alți profesioniști, asistentele medicale, medicii ar fi fost sancționați dacă cunoșteau astfel de situații și nu le raportau. Sau asistenții sociali cunoșteau astfel de situații și nu le raportau. Mai nou, în noile versiuni ale legislației, există astfel de mecanisme prin care profesioniștii pot fi sancționați dacă nu raportează situațiile de violență împotriva copilului, ceea ce este un pas înainte. În 2004, copiii sub 2 ani nu puteau fi plasați în centre mari, în instituții mari. Astăzi, în 2019, copiii sub 7 ani nu pot fi plasați în sistemul instituțional, rezidențial de ocrotire a copilului. Sigur că sunt progrese pe care le recunoaștem
și ne lăudăm cu ele, da? Problema este că, de exemplu, sau sunt mai multe probleme, dar una din ele, în strategia pentru copil din 2014, când în 2014 Uniunea Europeană ne-a cerut să facem strategii în toate domeniile de activitate, inclusiv protecția copilului. Atunci România a promis că până în 2020 se desființează toate instituțiile... Marea dezinstituționalizare. Da, toate instituțiile mari de copii. Și alte țări europene... Adică, cer scuze că vă întrerup o mică paranteză pentru ca telespectatorii noștri să înțeleagă toate acele instituții, cămin spital, cum le-au mai fi zis, orfelinate și așa mai departe, cum le cunoașteți, trebuie să fie desființate. Da, inclusiv se mai pot... centrele de plasament. Exact. Trebuie nu se mai pot accesa fonduri pentru renovare, pentru dezvoltarea lor, pentru că trebuie, cum spuneam, să fie desființate și înlocuite cu servicii comunitare, cu un număr mult mai redus, cu mai mulți specialiști, case de tip familial. Case de tip familial, case mici. De ce trebuie mari, cu 100 de copii sau peste 100 de copii, trebuie desființate și lăsate doar casele mici. Și în alte țări există case mici, sigur, de tip familial, dar nu mai există case mari de tip familial. Asta e problema. Dezinstituționalizarea s-a întâmplat într-un ritm mult prea lent față de ceea ce am promis și încă există, se spune, nu știu exact, 5-6 mii de copii care sunt în instituții mari. Și în iunie în acest an s-a luat o hotărâre de guvern sau s-a introdus în noua lege că până la sfârșitul acestui an, 2019, toate aceste case mari trebuie desființate. De ce nu s-a făcut în 5 ani? Urmează să se facă acum în ultimele în 6 două luni. Sau, mă rog, urma să se facă în ultimele... Și au mai rămas 2 luni. Și în, dacă nu, atunci direcțiile de protecție a copilului vor fi amendate. Nici astăzi nu știm exact care este ritmul acestei dezinstituționalizări, care influențează în bună măsură viața foarte multor copii. Nu vorbim de câteva mii viața, de copii. Dezvoltarea. 6.000 de copii care ar trebui să aibă un viitor mai bun, condiții mai bune de viață, în măsura în care eu știu, deși nu suntem apropiați de... Adică, problema este că nu sunt foarte transparente datele pe care le avem. Asta nu e o problemă pregătit pe care adesea am văzut în acest sistem. E foarte, foarte greu să găsești date, să găsești date actuale, da, deci în domeniul acesta. În pe site-ul www.copii.ro, simplu, sunt statistici care arată anumite date din sistemul de protecție a copilului. Dar, de exemplu, câți asistenți maternali au fost pregătiți să preia pe cei 5-6 mii de copii care încă sunt în sistem? Sau câte case familiale se construiesc acum, se finisează? Sau dacă s-a creat vreo infrastructură, dacă asta ele nu, chiar nu ne cu putem există. Da noi seama dacă s-a creat infrastructura care să preia foarte curând tot pentru cei 6.000 de copii. Pentru că dacă nu s-a creat, acești atunci, copii nici n-au unde să Da, atunci plece. Se pune în discuție dacă vor fi trimiși acasă, unde vor fi, cine va urmări în comunitate situația lor, fiindcă am mai avut noi în anii 90 o situație asemănătoare în care s-a pus mare accent pe dezinstituționalizare și mulți copii au ajuns după o săptămână să cerșească o masă la fostele lor instituții. Deci sunt toate situațiile în protecția copilului sunt dificile și e foarte greu de găsit soluții bune. Dar în acest context ați putea vedea ca o potențială soluție redeschiderea adopțiilor internaționale? Eu n-am fost niciodată pentru desfințarea adopțiilor internaționale, deci sigur că ar fi o posibilitate. Nu știu în ce măsură astăzi adopțiile internaționale ar rezolva problema. Cred că sunt foarte mulți copii în lumea largă care sunt în atenția agențiilor de adopții internaționale. Bănuiesc că România nu mai este printre ele o prioritate și probabil că ar rămâne în sarcina României părinților care doresc să adopte copii din România să adopte pe acei copii care sunt declarați adoptabili. Dar, sigur, ar fi o posibilitate, totuși. Și n-aș închide,
dacă ar depinde de mine, dar nu depinde de mine. Să ne întoarcem la această problemă a lipsei unor date care să ne arate situația exact așa cum este ea. Și aici e foarte bine că sunt organizații, sunt persoane, sunt proiecte, iată. Viorela Terec-Diceti, până la urmă ce ați făcut dumneavoastră, exact asta, acest studiu comparativ ne aduce niște date importante și ne lasă să privim puțin. Iată, două state cu legislație asemănătoare tratează totalmente diferit aceeași problemă. Cum? Explicați-ne. Asta încercăm să... Adică proiectul se lansează acum începe și asta, aceasta încercăm să urmărim în următorii 4 ani și vom încerca să investigăm, bineînțeles, mai multe metode, să discutăm cu specialiștii din sistem, însă este o componentă care va investiga și opinia largă. Una dintre ipotezele proiectului este că atitudinea față de încrederea în sistemul de protecție socială este diferit între cele două state și, prin urmare, și modul de colaborare, dacă vreți, apelare la aceste servicii, diferă. Sigur, nu putem să ne antepronunțăm că în România n-am avea încredere sau că... Dar cam asta este ipoteza, asta vrem să urmărim. Pornind în continuare la ipoteza că pentru român, când vorbește protecția copilului, automat ne întoarcem la aceste instituții. Protecția copilului este a celor copii abandonați în anumite instituții. Nu realizăm și pentru care că... cumva această instituție devine traseul adesea din spital, de la abandonul până... la naștere, dacă e cazul, până la cimitir. Până la cimitir, dacă se poate, și cumva e problema statului, nu a noastră, a cetățenilor de zi cu zi. Asta este. Dacă se mai adaugă în aceste cazuri și dizabilități, deja situația se complică, se complică și mai mult. Dar mai mult de atât, protecția copilului înseamnă protecția tuturor copiilor, nu doar o parte din copii care sunt în grijă al statului, chiar protecția de zi cu zi a copilului din familie, așa cum spunea doamna Rot, în școli și în alte instituții. Asta cumva pentru români e un pic în ceață, adică cumva nu vorbim de drepturile copilului la acel nivel, deși legislativ continuu sunt menționate. Vă dau un exemplu, dreptul elevilor, avem aici, chiar în acest proiect, avem o comparație, sau mă rog, o analiză. Dacă vă aduceți la minte cazul de la liceu de muzică, al învățătorului... Din Cluj-Napoca? Da, din Cluj-Napoca, dar încercăm să-l punem în prismă. Ceea ce ne interesează, pe de o parte, sigur, de ce autoritățile, dacă vă aduceți la minte, au bâlbâit, n-au avut o poziție comună, dar foarte mult ne-au imit poziția părinților. Părinților? Mă bucur că ați adus în discuție acest caz, da, care... Au exclus, cum să spun, victimele și au cerut neapărat ca învățătoarea să se întoarcă. Doamna, pe scurt, pentru telespectatorii noștri, să înțeleagă despre ce este vorba. Cred că în 2014 sau 2015 se întâmplă acest caz, contează mai puțin exact perioada, o învățătoare agresa verbal copii, urla, în fine, unul dintre copilași avea în ghiozdan un reportofon, pentru că înțelegem că era o situație recurentă, nu se întâmpla pentru prima dată, părinții având suspiciuni au așezat acest reportofon prin care învățătoarea respectivă a fost înregistrată. Erau copii, erau jigniți, erau supuși unor forme, repet, de abuz verbal, se foloseau cuvinte injurioase la adresa lor și la un moment dat autoritățile au decis suspendarea din funcție evidentă a învățătoarei până la demararea și realizarea tuturor cercetărilor și a procedurilor legale. La televiziunea română, la studioul de la Cluj, am primit această informație că e un meeting al părinților în fața școlii de muzică. Au fugit colegii de la știri, crezând că, de fapt, părinții protestează pentru ca învățătoarea, nu-i așa, un astfel de cadru didactic abuziv, să nu interacționeze cu ceilalți elevi. Ei bine, greșit. De fapt, părinții erau în stradă protestând împotriva acestei măsuri de a o scoate pe doamnă de la catedră, chiar și până la finalizarea cercetărilor, pentru că aparent, acei părinți erau de acord cu o severitate care, vezi, Doamne, ar pune ordine în viața copilului, ar disciplina, iar face cetățeni mai buni sau nu știu. Asta era optica. Am dat puțin context, să înțeleagă telespectatorul. Da, corect. Pe lângă faptul că era în vigoare deja legea în care abuzul emoțional și moral în școală, prin statutul elevilor, era interzis. Adică... Și vă întreb în calitate de expert, și asta, sindrom Stockholm, fraternizarea cu abuzatorul, cum ne explicăm redefinirea, această optică? Din punctul meu de vedere, este, așa cum a spus, nu considera un abuz, considera o severitate mai... e greu să ai anumite expectanțe de alte persoane dacă tu acasă, presupun la mare parte ai aceeași... Știți istoria părinților și ne-am crescut la fel și ce oameni buni și frumoși suntem și deștepți și toată această libertate a copilor va fi rău pentru ei. Deci este... Dar până la urmă
este un cadru legislativ pe care trebuie să respectăm, dincolo de ce părere avem noi. Dar da. Da, noi avem o teorie care se numește teoria transmiterii generaționale a violenței. Da? Violența pe care eu am suferit-o într-o formă sau alta, o dau mai departe, cu mai mult sau mai puțin conștient, și uneori mă identific cu concepția părinților mei sau cu o concepție care se dovedește a fi de succes. Adică eu am ajuns un om de succes și vreau ca și copilul meu să ajungă om de succes și mi-e frică dacă se va întâmpla. Nu pot să cred, doamna profesor, iarăși replica aia, bătaia e ruptă din rai, o palmă n-a omorât pe nimeni. Da, dacă nu o să le duc tot așa de strict, cine știe, sunt atâtea riscuri, atâtea pericole pe lumea asta și o să ia razna copilul. Deci nu știm cum să ne purtăm, nu știm ce să punem în locul pedepselor violente sau în locul unor agresiuni verbale. Dar nu știm ce să... Asta aici e o mare lipsă a educației cadrelor didactice, a educației părinților, a educației prin mass media. Dar nu e plin acum pe piață de cursuri de parenting de tot felul? Da, și sunt o mulțime de părinți care înțeleg lucrurile acestea și sunt o altă mulțime de părinți care nu înțeleg să schimbe ceva. Da? E un moment în care valorile sunt deocamdată confuze. Nu mai credem în totalitate în valorile tradiționale, dar nici în cele liberale, să zicem. Da? Ne-au speriat unii și alții că vine liberalismul și ce știu ce se va întâmpla cu copiii noștri, se transformă toți în homosexual sau ce știu. Da? Asta e una dintre fricile cele mari. Da? De nu credem în faptul că democrația e posibilă și pentru copii. M-ați întrebat că nu mai credem în valorile convenției. Da, asta se pare că s-a întâmplat. Ne pierdem încrederea în valorile care ne dominau în anii 90, valorile democrației. Și începem să revenim, sau o parte din societatea noastră începe să revină la ideea că autoritarismul are valențele lui, are posibilitățile lui. Da? Pe noi ne sperie, pe mine mă sperie cumplit această reideologizare, dar nu se întâmplă numai în România, se întâmplă, dacă ne uităm în jur, în vest și în est, în Statele Unite și în Marea Britanie. Și în... Ne puteți explica puțin... dacă acești parametri depind de zonă, rural, urban, de statul socioeconomic, de gradul de educație al părinților, de bunăstarea, să spun așa, a familiei, ce implică, ce face pe acești factori să varieze, să fie diferiți? Da, sigur, depinde de... De bunăstare depinde de experiențele pe care le-au avut părinții, da? Mulți părinți care au fost în state occidentale și au dus copii în state occidentale au înțeles că se poate și altfel, au o altă optică. Am văzut cazuri de copii care au fost readuși în România, fiindcă părinții au revenit în România și s-au adaptat foarte greu la sistemul educațional din România și părinți care se adaptează foarte greu la ce se întâmplă acum aici în sistemul educațional. Dar, pe de altă parte, parte din opinia publică este încă fără astfel de experiențe. Sigur, nivelul educațional contează, dar nu e un criteriu unic. Sunt mai predispuși copiii de la sate la a fi abuzați, agresați, jigniți, pedepsiți? Cu ceva. Mai mult. Riscurile sunt ceva mai mari în familia tradițională, da? Ce spunem, familia tradițională se găsește mai mult în mediul rural. Dar sunt și diferențe, zicem, semnificative, dar asta nu înseamnă că în urban nu găsim o bună parte din familii care au adoptat aceste măsuri și le continuă. Mă duc mai departe cu această analiză. România e abuzatoare cu totul sau e nejustificat să vorbim despre o hartă? Anumite zone din țara noastră sunt mai predispuse?
Acum, eu mi-am duc aminte, am avut noi o cercetare mare în 2012 în care am întrebat părinții și copiii despre violența suferită de ei în familie și parte în școală, dar mai mult în familie. Și în anumite zone, de exemplu în zona București, Constanța și în sud undeva, 30% dintre părinți nu au fost de acord, sau până între 20 și 30% de părinți nu au fost de acord să chestionăm copiii despre relația dintre ei și copiilor. Ce ne dintre... spune acest indicator? Acum nu mai e voie să dăm chestionarele, la... numai dacă părinții copiilor sub 15 ani, sub 16 ani, sunt de acord. Da? Toți copiii au fost de acord și-au exprimat dorința de a completa chestionarele. Ei au vrut să se pronunțe legat de relația lor cu părinții și cu ceilalți și cu pedepsele suferite. Dar mulți dintre părinți refuză în totalitate. Și am avut colegi, psihologi, în diverse locuri, care au spus că ei nu sunt de acord ca noi să administrăm aceste chestionare, fiindcă am lezat copiii cu întrebându-i despre eventualele violențe din propria familie. Deci sunt foarte mulți părinți care în continuare consideră că familia trebuie să fie un domeniu foarte închis în care ei pot să facă ce doresc cu copiilor, ceea ce este contrar convenției și, cum spune Viorel, avem o lege a copilului care ar trebui respectată și nu avem instrumente prin care să ne asigurăm că legea e respectată. Și vreau să mă folosesc de această ocazie să le spun telespectatorilor noștri că există și un număr de telefon 116111. Asta căutam între timp. E telefonul copilului. Este și un site, telefonulcopilului.ro. E locul 116111. E numărul de telefon și site-ul, repet, telefonul copilului, locul unde orice copil poate semnala orice situație de abuz, de neglijență, orice problemă. Sigur, pe lângă numărul unic 112, la acest număr de telefon dedicat, copilașii pot semnala orice formă de abuz, exploatare și așa mai departe. Da, e foarte important ce spuneți. Unul dintre lucrurile pe care noi le-am făcut ca cercetători ai Universității Babeș-Bolyai în ultimul timp a fost să încercăm proiecte prin care să aducem copii, să informăm pe copii, să-i facem pe copii capabili să contribuie la propria lor protecție, la propria lor apărare. Adică să-și înțeleagă în primul rând drepturile să-și și când înțeleagă, exact, să-și înțeleagă drepturile, să știe care este telefonul copilului, să știe, să se gândească pe cine ar putea chema în ajutor dacă au nevoie, să se ajute unul pe altul, să se împotrivească dacă există bullying, de exemplu, în clasă, în grupul de prieteni, să-i înarmăm pe aceia care ar fi dispuși să marșeze pe drepturile copiilor, să se ajute unii pe alții, nu toți, nici dintre copii nu sunt toți dispuși la chestia asta. Da? Deci și pe părinți sau pe cadre didactice să informăm despre drepturile copiilor. Un alt proiect al nostru care am spera să schimbe ceva în sistemul actual, deși e greu de presupus că lucrurile vor merge foarte repede, ar fi acela de a avea o bază de date pe problemele privind protecția copilului în mod țintit pe copii vulnerabili. De greu să avem o astfel de cartografiere? Deci dacă putem avea în lumea asta baze de date în orice domeniu, de exemplu în sănătate, avem carte de sănătate pentru adulți, pentru copii nu există așa ceva. Deci nu există carte de sănătate pentru copii, deci nici acolo nu avem date exacte privind copii, dar nici în domeniul protecției copilului. Da? N-ar interesa dacă copiii au fost raportați ca fiind cu risc de abandon sau cu risc de violență la un moment dat. Care e evoluția lor? Și să vedem, ci cei care lucrează în sistemul de protecție, să poată urmări ce se întâmplă cu
familiile sau în familia copilului. Pe de altă parte, cred că exact cei care lucrează acolo ar putea cere un astfel de sistem, nu? Sau noi, opinia publică, nu? Sau oameni cumva din zone conexe. Nu știu dacă avem, sau putem, dacă putem să o facem. Noi am lucrat într-un proiect european în care s-a elaborat o astfel de bază de date care va fi folosită mai multe țări europene și sperăm că și în România, și încercăm să pilotăm, să vedem cum merge, cum se completează datele, ce ne aduce în plus și cum am putea contribui la cercetarea exact a celor lucruri pe care le-am întrebat. Care zonele unde se întâmplă mai multă violență, în ce medii, cum am putea influența acele medii. Da? Fiindcă dacă nu știm care sunt acele categorii mai vulnerabile, cum putem... Iată. Ar fi o pierdere de energie, de timp, de bani, să mergem doar pe măsuri universale. Ar trebui să mergem mult mai țintit. Exact în acele locuri unde riscurile sunt mai mari pentru copii. Deci modalități există. Deja există cercetări, există instrumente care ar ajuta o mai bună funcționarea sistemului de protecție a copilului. Mă întorc la dumneavoastră, Viorela Telegdicetri, legat de ceea ce vorbeam, de maniera în care lucrurile se desfășoară în Norvegia. E automat o curiozitate care apare. Oamenii acolo ce fac? Au mai mulți asistenți sociali? Alocă mai multe fonduri sistemului? Cum reușesc acolo să gestioneze? Spre exemplu, am văzut la un moment dat o situație comparativă cu Elveția și am rămas foarte surprins când am aflat că bugetele de asistență socială România-Elveția nu sunt chiar atât de diferite. Însă banii sunt gestionați mult mai bine acolo. Tot timpul lumea e tentată să creadă, sigur, România e mai săracă și la acest capitol. Elvețieni, norvegieni investesc de zeci, de sute de ori mai mulți bani. Aflăm că nu e chiar așa, cel puțin în Elveția. Norvegia cum e? Știu că pare surprinzător, însă chiar una dintre premisele acestui proiect comparativ este echipele din Norvegia. Avem doi parteneri, din echipe din Universitatea Metropolitană din Oslo și Universitatea de Bergen, și ei au pornit în ideea de a îmbunătăți propriul sistem. Adică noi îl vedem foarte bun, sigur, e o percepție, ei vor mai mult de atât. Care este dorința lor, sau mă rog, ipoteza de care a pornit proiectul, este că avem această aderare la această convenție, să spunem, universală, împreună avem aceleași puncte de pornire, cadre legislative similare, pe de o parte, pe de altă parte, cum spuneam, procedurile sunt diferite și ceea ce își dorește proiectul este că la un moment dat să facă o cercetare comparativă cum experții din sisteme, asistenții sociali, ar putea rezolva comparativ aceleași cazuri. Ar fi o astfel de cercetare ca să putem împărtăși diferențe în aplicare. Care este punctul sensibil pe care consideră norvegienii la ei și pe care l-avem și noi, este ceea ce se numește în literatură de specialitate discreția specialistului. Adică, sigur, avem niște legi, avem niște proceduri și cu toate astea nu avem ghidurile foarte exacte și multe decizii sau modul de aplicare rămâne la discreția personalului care este acolo pe teren. Acel caz celebru, de exemplu, ei consideră specialiști în Norvegia că a fost o greșeală, familia, da, din discreția specialiștilor, într-un sat din Norvegia, pe care acest proiect încearcă să o exploreze, acest câte libertate trăiesc și pe cât putem încercăm să oferim ghiduri de bune practici. Adică, de fapt, o standardizare cumva, nu, care e atâta de necesară. Da, însă eu cred că reușita sistemului acolo este și cealaltă, de care vorbeam mai departe, componentă în încrederea pe care beneficiarii, care, repet, nu sunt doar niște copii instituționalizați în anumite sau neinstituționalizați, sunt toți copiii, chiar părinții, pentru că nu mai putem vedea copilul ca fiind în afara părinților. Părinții trebuie să se considere beneficiarii acestui sistem și nu, să nu-l considere ca fiind împotriva lui, da? Adică să vadă sistemul de protecție ca un partener, nu ca un adversar. Da, deci... Și cred că asta este modul în care te raportezi. Să exemplificăm încrederea. De exemplu, părinții, când nu reușesc să facă față stresului în legătură cu copiii, nu mai știu cum să-i educe, cheamă asistență. Ei
se doresc să se informeze, se înscriu la școli la de educație parentală sau cheamă asistenții sociali să-i ajute dacă le e prea greu, nu se descurcă cu banii, cu locuința și mai departe. Sau vecinii nu așteaptă până când copilul nu merge la școală sau iese din școală și sau când plânge zile întregi, ci anunță sistemul de protecție a copilului. Da? La fel, cei care sunt anunțați și alertați, sistemul, cei care răspund la apeluri, au încredere în cei care raportează și răspund la apeluri și merg pe teren și au la dispoziție mașini cu care să meargă pe teren. Nu trebuie să meargă pe jos nu știu câți kilometri până la nu știu care casă. Da? Deci au și altă infrastructură. Au centre în care copiii beneficiază de terapie, au consilieri, asistenții sociali au un regulament prin care vizitează săptămânal copiii care sunt în atenția lor. Nu o dată la nu știu câte luni merg în vizită la copiii care sunt vulnerabili. Adică vorbim de fapt despre recunoașterea expertizei, despre monitorizare constantă, despre un sistem care exact și funcționează conform. Au date prin care urmăresc evoluția cazului. Da? Continuă această dezbatere chiar săptămâna viitoare, joi 7 noiembrie, la sediul Departamentului de Asistență Socială al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. E organizată o astfel de dezbatere la 30 de ani de la adoptarea Convenției Drepturilor Copilului. Vă spuneam, doamnelor, domnilor, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în platou. E o temă necesară care evident rămâne în atenția noastră și nu uitați, 116111 e numărul de telefon, telefonul copilului practic la care pot fi semnalate foarte multe probleme. Mult, mult succes și vă așteptăm din nou în platoul nostru pentru a dezbate această temă extrem de importantă. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mergem acum mai departe. Au fost 25 de ani ai Asociației de Caritate Teodora, iar cei de acolo au aniversat înființarea Centrului de Seniori. Iată, doamnelor, domnilor, de-a lungul unui sfert de viac de existență, în acest centru au fost îngrijiți peste 700 de beneficiari. Priviți! Înființarea unui centru de îngrijiri pentru vârstnici a fost visul unui medic inimos, care a renunțat la slujba dintr-un spital de stat pentru a împlini ceea ce a spus tatăl său pe patul de moarte, să aibă grijă de bătrâni. Povestea a început în 1993, cu o casă pe care doctorul Sentagotai a transformat-o într-un cămin pentru câteva femei în vârstă, bolnave și abandonate. A fost ca o minune, o poveste veche și așa cum încep poveștile, a fost cândva de mult, de mult în secolul trecut. Acum 25 de ani s-a născut ideea să facem un cămin pentru cei abandonați, pentru cei bolnavi. Și acum 25 de ani am început această activitate. Visul a devenit o realitate. Am început cu o bolnavă adusă dintr-un grajd pe Cearceaf și am ajuns după 25 de ani să avem 100 de bolnavi în 50 de camere. Începutul a fost o minune, continuă o minune, iar faptul că existăm și lucrăm este tot o minune și astăzi. În multe cimitire sunt foarte multe epitafe frumoase. Am citit un epitaf din cimitirul din Arizona. Scria numele John și a făcut tot ce a putut. Iar pentru noi dorința să facem tot ce putem și de acolo pentru cei care au nevoie de noi. În cei 25 de ani de existență, în cămin au fost îngrijiți peste 700 de vârstnici, majoritatea cu probleme de sănătate foarte grave. Am avut privilegiul să văd cum a crescut în timp această asociație, să fi știut cum a început și toate etapele, sau aproape toate etapele pe care le-a parcurs. Și dacă mă gândesc, îmi vin în minte cuvinte precum excelență, calitate, implicare, profesionalism, modele de bună practică. Fiecare dintre rezidenții căminului pentru seniori are o poveste de viață impresionantă. Aici și-au petrecut ultimii ani din viață foști profesori, avocați, primari, medici sau artiști. Cel mai vârstnic rezident are 99 de ani, iar cel mai tânăr 43. Daniel a ajuns la Centrul pentru Seniori în urmă cu 13 ani. Un loc deosebit de plăcut, unde am avut prilejul de 13 ani să particip la activitate voluntar, atât cât pot eu în situația particulară de sănătate și, așa cum spuneam, pur și simplu
n-aș mai pleca niciodată nicăieri. Viceprimarul Ola Hemeșe a acordat președintelui Asociației de Caritate Teodora, doctorul Stenta Gotai, o diplomă de excelență pentru întreaga activitate. Dacă îmi permiteți să vă luminez această diplomă de excelență. În 25 de ani de existență, Căminul a găzduit nu doar personalități marcante, ci și cazuri sociale. Bătrânii bolnavi și abandonați, fără posibilități materiale, au acces la îngrijiri medicale de cea mai bună calitate în mod gratuit. Printre cei salvați de doctorul Stenta Gotai de la o bătrânețe în sărăcie și uitare, s-au aflat chiar și oamenii ai străzii. Am revenit în platou, doamnelor, domnilor, urmăriți regiunea în obiectiv și vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. Festivalul Național Studențesc Vizualia, ediția a patra, e subiectul despre care discutăm chiar acum cu invitații mei din platou. Doamna dr. Gabriela Rostaș, responsabil de comunicare la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca și lector universitar dr. Andrei Budescu, directorul departamentului foto-video de la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca. Mulțumesc pentru că sunteți cu noi. Mulțumim și noi pentru invitație. Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca organizează, dumneavoastră furnizați tot ceea ce e bun și important nu, de văzut. Nu numai noi, că sunt și colegii noștri de la Timișoara, respectiv de la Iași, de la Sapiența, de aici din Cluj, de la UBB, de la Comunicare și implicit sunt anumite case de cultură ale studenților din țară, care la rândul lor vin cu lucrări ale studenților care se manifestă artistic în cadrul cercurilor respective. Vizualia, trebuie să explicăm de la bun început, e un festival care se adresează deopotrivă amatorilor de artă, dar și profesioniștilor. Și aici intervenim noi, universitățile de artă, care venim cu lucrări profesioniste. Casele de cultură vin cu zona aceasta de lucru a studenților cărora le place să picteze, să deseneze, să facă fotografie. Noi avem un parteneriat de durată, să zic, de mai lungă durată cu Casa de Cultură a Studenților. Vizualia s-a născut în colaborare cu noi. Vizualia s-a născut în 2016. A avut o mică pauză. Anul trecut s-a făcut a treia ediție și iată anul acesta a patra ediție. Și am mers pe ideea aceasta de pictură, grafică, foto, tocmai pentru că casele de cultură în general acoperă această zonă cu cercurile lor de artă. Vreau să vorbim puțin despre ceea ce înseamnă în termeni de expunere, de creații care se regăsesc în această ediție, iată, Vizualia numărul 4, să spunem așa. Da, avem... dacă vizitați expoziția, o să vedeți în holul Casei de Cultură pictură. La etaj, la primul nivel, sunt universitățile de artă, unde expun lucrări, de asemenea, pictură, grafică și fotografie. Și, dacă nu mă înșel, la ultimul nivel sunt casele de cultură, unde se talează, de asemenea, și ele lucrările. Da, excluția e vizitabilă până în 3 noiembrie. Da, important această informație. Intrarea e liberă, deci oricine poate. Și vreau să vă întreb, a stabilit cumva niște teme în care expozanții ar trebui să se încadreze? Nu în mod particular. Încercăm să aducem cam din fiecare temă sau obiect de studiu pe care îl desfășurăm, nu numai la noi în departament, ci la toate celelalte departamente, ca să creăm o imagine cât mai de ansamblu a ceea ce se lucrează. Și am văzut că și ceilalți colegi de la Iași și Timișoara, de asemenea, au lucrări foarte variate și chiar ne bucurăm de ce am văzut acolo. Sperăm să continue, eu personal sper să continue Vizualia și să crească și în posibilitatea de expunere. Acum e salutar, pentru că e un proiect care este finanțat de către Ministerul Tineretului și este foarte important că încă se mai alocă fonduri pentru astfel de evenimente și poate și pentru cei de la casele de cultură, dar în special pentru noi, cei de la universitățile de artă, e o altă formă de a le oferi studenților noștri vizibilitate.
pentru că pentru ei asta este important, absolut, să fie văzuți. Adică da, nu creăm da, doar pentru atelier, nu creăm doar pentru noi înșine. Trebuie să fim văzuți, trebuie să fim cunoscuți. Asta e o, și iată, e o poartă și aceasta. Și știu că ați fost prezenți în alte emisiuni ale postului nostru alături de invitați în diverse evenimente pe care le-ați găzduit, invitați de peste hotare, care exact acest lucru spuneau. Școala de artă și design de la Cluj-Napoca e foarte bună și cea din România. Poate că ce le lipsește acestor oameni e modalitatea, maniera sau manierele de a se promova aceste oportunități pe care probabil alții în alte țări le au. Nu știu, noi îmbrățișăm orice orice inițiativă, ca să zic așa, care ni se oferă și dacă este de nivel, cum să zic, ridicat, pentru că nu putem să coborâm ștacheta. Însă în măsura în care putem, îmbrățișăm aceste colaborări care ni se oferă și dincolo de vizualia care este acum, aș vrea să precizez faptul că am avut studenți prezenți într-un festival internațional de artă studențească la Torino. Ei s-au întors de acolo săptămâna trecută, unde au fost prezente la fel peste 20 de universități și instituții de artă, învățământ superior artistic din Europa, dar invitat special a fost Rusia anul acesta și au avut și un sector destinat artei tinere chineze. Și la fel ne pregătim acum pentru Juventus, care este un concurs inițiat de Fundația Triade, de doamna Sorina Ieța de la Timișoara. Cu atât mai important cu cât Timișoara se îndreaptă către acel an în care urmează să fie capitală culturală europeană. Da. Și doamna Ieță organizează acest concurs pentru tineri deja de câțiva ani buni și am fost prezenți și acolo în ultimii câțiva ani cu lucrările studenților noștri, că am fost premiați. Este foarte important. Nu mai departe Expo Maraton, despre care am vorbit în primăvară, care este iarăși foarte important. Deci în măsura în care putem și reușim, sigur. Mă refeream acum la manifestări din acestea care merg pe colaborări și nu mă refeream strict la evenimentele noastre dar mari. Dar care în egală măsură sunt extrem de importante pentru care sunt într-adevăr foarte importante. Și îmbrățișăm aceste colaborări și cred că studenții apreciază acest lucru și vin cu plăcere și doresc să expună și mulți dintre ei au și galeria Casa Matei la dispoziția lor în cazul în care proiectul este într-adevăr fundamentat și statementul este bine realizat și ideea este bine condusă, lucrurile realizate profesional cum se cuvine. Ei au și această posibilitate de a expune în galeria Casa Matei. Deci, iată, noi încercăm să îi atragem de partea noastră prin toate aceste evenimente. Știu că se organizează și o serie de workshop-uri în cadrul acestui eveniment și vreau să ne dați câteva detalii. Să încep eu cu... Cu foto. cu foto. Avem un workshop de fotografie. E un workshop mai special realizat de colegul nostru Alexandru Rădulescu, de asemenea lector în cadrul departamentului nostru. Eu l-am denumit împreună cu el fototipie pentru că pleacă de la o fotografie normală realizată cu aparatul foto la modul cel mai clasic, printată și ulterior se intervine asupra fotografiei cu cerneluri tipografice, cu diferite tehnici pe care Alex le arată studenților și se lucrează la noi. Sper participanții care au venit astăzi la workshop au reușit să înțeleagă că e mai mult ce facem noi acolo la departament. Îi adăugăm ceva în plus față de fotografia clasică, ca să zic așa. Încercăm să introducem tehnici artistice, mix media și așa mai departe, să ducem lucrurile un pic mai departe prin experiment, bineînțeles. Și sper că au fost încântați participanții. Încă n-am primit roadele, le vedem în această după-amiază, da, pentru că la ora 17 avem prezentarea rezultatelor workshop-urilor și închiderea festivalului. Și a mai fost workshop-ul de pictură și respectiv de grafică, din câte am înțeles. La pictura colegii noștri au ales anul acesta să acopere o temă care
poartă titlul de Peisajul urban. Între real și virtual, anul trecut s-a ocupat de portret. Anul acesta, iată, și-au îndreptat atenția către ceea ce ne înconjoară. Workshopurile lor, coordonatorii sunt Cudor Duca Istvan, profesorul Cudor Duca Istvan și asistentul Cristian Lăpușan, au fost extrem de și vesele în același timp și foarte bine receptate, nu doar de profesioniști, ei au avut, sper că și anul acesta au avut, cel puțin anul trecut, persoane din exterior, care nu aveau nicio legătură cu arta. Nu aveau nicio legătură cu arta, dar au venit au să... legătură cu o doză de curaj. Da, și au venit să picteze, pur și simplu. Și sper că atmosfera a fost și anul acesta la fel, ca și anul trecut, chiar dacă s-au referit la peisaj și nu s-a mai pus problema portretizării. Iar colegii de la grafică, e vorba de conferențianul Claudiu Cândea, lectorul Tudor Jucan și asistenții Adrian Ghiman și Monica Dan, ei au ales live drawing, după câte am înțeles eu, au adus un model și s-a făcut desen după model, probabil ceva asemănător a ceea ce fac ei la noi, la universitate. Și acolo, în general, feedback-ul și în anii trecuți, ei au mai avut un workshop de tipul acesta în 2016, a fost foarte bun. Sperăm că și anul acesta va fi la fel. Sunt ultimele 40 de secunde din această emisiune. Bune. Astăzi, ora 17, spuneați, trageți linia, vedeți feedback-ul. În opinia noastră de până acum, sunteți mulțumiți de întâlnirea cu publicul, cu invitații în acest an? Da, sperăm că da. Oricum, sunt peste 190 de lucrări expuse, deci un număr foarte mare comparativ cu anul trecut. Pot fi în continuare văzute. Ele pot fi văzute până în data de 3 noiembrie, dar s-au înscris foarte multe lucrări, ceea ce înseamnă că festivalul prinde ecou și da, cred că și publicul care va alege să treacă pragul Casei de Cultură în zilele următoare să fie încântat de ce vede acolo, fie că e vorba de artă a studenților amatori, fie că e vorba de cei profesioniști. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi și pentru că ne-ați dat toate aceste detalii. Un nou eveniment, semnătură, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, în colaborare cu partenerii pe care i-ați numit puțin mai devreme. Mult succes pe mai departe! Mulțumim foarte mult! Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit, doamnelor, domnilor, Regiunea în Obiectiv. La final, rămâneți alături de programele televiziunii române. Sunt Ovidiu Damian, să aveți o după-amiază excelentă. La revedere!